Salutare, prieteni! Eroul podcastului de astăzi am avut marele noroc să-l descoper pe rețelele sociale prin intermediul mamei sale. Și m-am convins încă o dată ce oameni talentați are Moldova împrăștiați prin lumea întreagă. Alex este stabilit în Statele Unite din 2003 alături de familie. Tatăl său, funcționar pe atunci la Ministerul de Externe din Republica Moldova, a fost promovat la Ambasada Moldovei la ONU în New York. Astfel, aceștia au emigrat în state. Alex este cunoscut în diferite domenii de artă, compozitor, inginer de sunet, scriitor, editor, video sau regizor de film. La moment este stabilit în California, aproape de San Francisco, unde lucrează ca marketing manager la o companie de mobilă. Iar în timpul liber compune muzică și scrie cărți în genul science fiction. Are în palmaresul său nenumărate premii în domeniul muzicii și filmului, dintre care locul întâi Grand Prix și premiul de simpatie al publicului, primul festival european al orchestrelor de acordeon Praga, Cehia, în anul 2000, și Bronze Palm Award for Best Short Film, Mexico International Film Festival, în anul 2016. Cine este Alex Leu și care este istoria sa aici, în SUA, vreau să aflăm chiar de la el, dar nu până vă prezint o producție marca Alex Leu. Not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Fear him who can destroy both body and soul in hell. By the law of the land, I proclaim you queen. Can you live with what you... The blood of a queen is still the mind of a peasant. Until I find you, to set you free. Until you join us, you will never have my approval. Who says I need it? Salut, Alex! Salut! Sper că ne auzim bine. Da, ne auzim. Okay, mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag. Alex, uite, eu foarte tare mă bucur că am reușit să te cunosc și să ai tu timpul să mi-l acorzi nouă aici, să fim în podcastul Visului American. Este un podcast dedicat diasporei din America de Nord și vreau împreună să aflăm istoriile moldovenilor noștri aici în stat și nu doar moldovenilor, românilor în Statele Unite ale Americii. Alex, din 2003 sunteți în Statele Unite, deci ai 20 de ani de America deja. Pentru tine cred că aici este acasă, nu? Da, aproape 20 de ani. Cred că mai mult de jumătate de viață am trăit aici în America. Dar când am ajuns, aveam 18 ani, personalitatea și individualitatea de moldovan cred că era formată deja, așa că... Nu se uite, da? Nu se uite. Deja amprenta e acolo. Am înțeles. Da. Toate valorile și cultura a rămas cu mine până acum, dar totuși mă acomodez și la viața de aici. Corect. Oricum, permanent o să fiu văzut, dar, sincer, ca nu știu, imigrant, ca și cum. Imigrant. Dar foarte, eu aș zice că de fapt te-ai acomodat foarte bine deja în America și ești deja membru și om al Americii, fiindcă așa producții profesioniste,
Vreau să vorbim despre tot și despre muzică. În cadrul acestui podcast, pe fundalul podcastului nostru, vom pune numai decât piesele tale. Deci tu cânti și la chitară electronică. Ai atâtea talente care vreau să le discutăm împreună, dar noi mai întâi de toate vreau să menționăm. Tu ești născut în Chișinău și ai o soră. Iar voi împreună în 2003, împreună cu tatăl, care era pe atunci angajat la Ministerul de Externe, ați fost delegat sau, nu știu, reprezentanți ai ONU la New York, da? Da, cu tata și cu mama. Toți în patru am venit. Ne-a ajutat foarte mult că nu eram singuri, unul pe altul, măcar aveam o unitate a familiei aici împreună. Aveam rudele, sigur că au rămas acolo, dar fiind parte de unitatea din familie, ne-a ajutat foarte mult să ne adaptăm, să ne susținem unul pe altul și să mergem mai departe deja aici. Hai, povestește-ne puțin din istoria familiei tale. Vreau să știm de unde veniți, deci părinții de unde sunt. Și în Republica Moldova tu ai făcut școală, mi-ai dedicat o mică biografie despre tine și ai făcut școala Waldorf, da? Din Chișinău și ai făcut Waldorf. Și acordeon. Da, și ai făcut și acordeonul, deci cu ai o bazele tale, de fapt, vin de acasă, din Moldova. Poți să ne spui? Da, tot ce dă roade acum, dacă pot spune, semințele acolo. Semănate în Moldova, acasă, în familie, în școlile pe care le-am frecventat. Cum spune, copiii învață mai mult prin exemplu decât prin sfaturi, așa că ceva... Am avut de acasă, din familie și ce am văzut în familie, de cum am preluat și eu valorile părinților, deci spuneam mare accent. Cine are talent în muzică, artă, dintre părinți? Tata era, cum spun, activ în domeniul creativ, așa, scria versuri, compunea muzică. Mai mult pentru dansul, mai mult în cercuri de studenți, când și el era mai tânăr. Mama, desigur, ca pedagog, deja a observat aceste tendințe în mine și a pus mult efort să susțină. De la ea, cred că am căpătat hărnicia, dragostea de muncă, ca să cresc ceea ce am preluat de acasă. Foarte frumos. Atunci când părinții, știi, e greu, hai să recunoaștem, nimeni noi nu ne învățăm să fim părinți, nu ne învățăm să fim, n-am învățat, deci pe parcurs să învățăm. Dar uite cât e de frumos atunci când părinții, de fapt, văd o semință a unui talent într-un copil și îl ajută să se dezvolte. Deci părinții ți-au dat încrederea ca tu să mergi mai departe și chiar, de ce acordeonul? Care a fost școala muzicală acordeonul? Deci, primii pași în muzică, într-un domeniu școlar, am avut șansa să încerc la școala Waldorf, care vreau să spun câteva cuvinte, că a fost o adă foarte frumoasă din anii mei în Chișinău. Uh-huh. Am făcut parte din prima promoție, din clasa 1 până în clasa 7 și jos pălăria fondatorii școlii, domnului Liviu Dascăl și Sanda Dascăl, care au adus acest sistem de educație din Germania și pentru curajul lor, că l-au promovat și i-au dat viață. La acel moment era foarte diferit de orice altă școală în Chișinău, pentru că nu am avut note, nu spuneau valorile pe note mai ales, dar pe educație și expresia elevului. Și am avut parte de foarte multe lecții de artă, muzică. Deci e talentată mica noastră Moldova, dans, nu? De dans, pictura, da. E talentată și crești cu oameni talentați. Și până acum e activă și o duce foarte bine. Dar uite, de să-ți dau acum o întrebare în opinia ta. Deci avem foarte multe talente în Moldova, dar nu știu, crezi tu că sunt valorificați îndeajuns? Oamenii de acolo... Trăind în America atâta timp, nu cred că am perspectiva la curent cu ceea ce se petrece în Moldova, numai din ceea ce pot vedea prin noutăți. Adică ceea ce văd
Văd că sunt destule talente în Moldova, ca întotdeauna. Chiar și când eram acolo, erau talente permanent prin jur. Poate unica ce lipsea era sau susținerea societății, sau chiar din familie. Deci mulțumesc părinților foarte mult că nu n-au limitat curiozitatea mea artistică când creșteam. Mi-au dat fir liber să încerc. Credere în tine. Și m-au ghidat acolo unde trebuia. Deci cu muzica chiar m-ați întrebat de ce acordeonul anume. Am studiat la școală muzicală. Cred, după cum am înțeles eu mai târziu, tatăl chiar înainte eu să fi născut. A cumpărat un acordeon mic, a cumpărat... Că aici o să fie Alex. Manuale pentru muzică și tot... Eu le vedeam cum creșteam de-a lungul anului, că sunt acolo și când am fost gata, m-am împins mai departe pentru la școală muzicală. Să-mi continui. Mai ai acum un acordeon sau nu-l mai ai? Nu l-am cu mine, dar este în New York cu părinții. În New York, ok. Dar ai vreun instrument astăzi care ai putea să ne cânti în live ceva sau nu? În direct, din păcate, nu e posibil din motive tehnice. Am aici două ghitări cu mine, două ghitări electrice. Am înțeles. Cu asta mă ocup în timpul de față. Am înțeles. Uite, am înțeles, școala acum deja ai făcut școala din Chișinău, ai mers la acordeon, ai învățat acolo și chitara sau deja pe parcurs singur te-ai instruit? După ce am terminat școala muzicală la acordeon și chiar la sfârșitul ultimii ani, treptat exploram multe direcții în muzică și tata întâlnita gitară și de acum de la dânsul un pic am preluat gitară și am continuat singur. La început singur mă învățam, tata mai tipărea din internet. La începutul anilor 2000 internetul începea să fie tot mai să crească mai mult și mai mult și algoritmi resurse, mi-aducea lecții tipărite din la diferiți gitariști faimoși cu timpul. Peste un an, doi, după ce am început să mă învăț, am avut șansa să iau câteva lecții de la marele maestru Anatol Neamțu, care a fost unul dintre cei mai buni ghitariști din Moldova. Asta tot a fost un moment foarte frumos. Era un om extrem, de talentat și cu un suflet foarte mare. Și sunt foarte norocos că am avut parte să-l cunosc. Ca elev și ca fan. Într-adevăr avem noroc de astfel de oameni să avem în jur. Și ai zis că ai menționat în biografia ta că ai făcut parte, de fost și membru a unei trupe de rock studențești, trupa de rock studențească, da? Da, a fost aveți o denumire? Denumirea era așa, în glumă un pic, TNT. TNT? Da, TNT, adică după un cântec de vestită formație rock, AC/DC, dacă știți. Am înțeles. Și spunea că ați avut și concerte, deci nu era ceva doar acasă, în spatele casei să cântați, dar ați avut și la teatru de operă și balet și la Palatul Național, ați avut concerte. Cu trupa rock am cântat în Piața Mare a Adunării Naționale, la operă și balet, Clubul la Victor. Deci formația s-a început ca o formă rock anii mei, când deja eram la liceu Matei Basarab. Și noi ca studenți ne-am adunat și am avut un ghid al nostru, Vladimir Ivanov, care ne-a luat sub aripa lui și ne-am să vă promoveze, să vă ajute, da. Da. Era ca un colar care... Ideea era pur și simplu să dăm concerte la evenimentele studențești, dar el când a văzut că noi creșteam și cântam tot mai bine și mai bine, a început să ne ridice și să ne promoveze un pic. La un moment am participat chiar la concursul grupelor studențești pe Chișinău și am avut onoarea să luăm primul loc
Adică a fost, felicitări. A fost o perioadă frumoasă, da. Bravo! Cred că ți-a fost greu atunci când ați luat decizia să veniți în America. Ar fi trebuit să lași totul în spate, prietenii, formația și tot ce era acolo și să vii în America. Da, era o perioadă plină de emoții pozitive. Ai vrut să vii în America sau nu prea? Crescând de-a lungul anilor, majoritatea exportului cultural îl primeam de la vest, sau din Europa sau din America, așa că eram cunoscuți cu cam ce ne așteaptă pe noi aici. Uh-huh. Și era o bucurie, de exemplu, și o oportunitate foarte mare să venim aici. Pentru părinți, cred că a fost mai mare sacrificiu. Tatăl la început, desigur, că a lucrat aici la ambasadă și el era primul care s-a stabilit, simțea cu picioarele pe pământ. Mamei a fost un pic mai greu pentru că ea a avut o carieră frumoasă în Moldova. În Moldova, în educație, ca director de grădiniță mulți ani, și pe urmă ca inspector la departamentul de educație în Chișinău. Și neștiind limba, a fost foarte greu să se adapteze de-a lungul anilor. Deja sora era un pic mai mică. Noi o considerăm în familia noastră că ea e unica americană, ca să cum spun. A reușit cumva să prindă vibe american, da? Ea s-a maturizat, adaptat. Și s-a format aici. Da, dar care e diferența între voi doi? Valorile sufletești cred că sunt aceleași, dar, cum ea spun, e cu mult mai mică decât tine? Cu 5 ani mai mică. Cu 5 ani. Da, da, atunci avea 13 când a venit în America, deci a reușit cumva să treacă prin școala americană, să, într-adevăr, să se adapteze așa mai bine decât noi toți care am venit gata formați în America. Alex, vreau să vorbim, deci eu am... Vreau lumea să înțeleagă. Am arătat filmul The Promise, trailerul filmului, da? Și o să vorbim și despre el, fiindcă tu cumva ai... Deci îl găsiți pe Alexandru Leu și pe YouTube, Google. Ești și producător de scurtmetraje, da? De filme, de, am văzut și comerciale, publicitate comercială. Am văzut... ești scriitor, scrii cărți, cânti piese. Deci atâtea video, editor, programe voluntariate ai făcut atunci când cu CUNY, cu Wings, dar vreau să le vorbim pe toate pe rând și vreau să începem cu trailerul filmului lui The Promise. Pe mine m-a captat acest trailer și acest film și unde îl putem viziona? Ce reușite ați avut voi în spatele și când a fost produs acest film? A fost produs în 2015. Uh-huh. Și ideea s-a pornit de la un lucru că actorul principal Alex Cruz, cu care este colegi, prieteni, am mai colaborat la alte proiecte mici. El era aproape de a avea șansa să fie ales ca următorul Zorro în Hollywood. Adică câteva studiouri și oamenii care controlează drepturile de la istoria Zorro, la acest personaj, și căutau actori și vreau să pornească o nouă serie. Deci Antonio Banderas era să fi pus pe locul 2 și pus Alex, Alexandru. Un Zorro pentru generația nouă, după cum Hollywood-ul tot. Are nevoie de update noi oameni, da. O versiune nouă. Și lui trebuia un filmuleț mic, să-l demonstreze pe dânsul în acțiune, cum el se luptă cu sabia. Pur și simplu m-a rugat să facem o scenă mică cum el se luptă. Eu văzând că era șansa cu mult mai mare decât pur și simplu o scenă cum el se luptă cu sabia și să arăte cam cât de cât ca Zorro, i-am spus, hai, poate să ne... Dar el ce naționalitate-i?
El are sânge de indian din America, adică Native American, de spaniol un pic, adică e... Mixed. American. Da. Așa sunt americanii, sunt mixed. Mixed. Mm-hmm. Și am propus să dezvoltăm ideea asta până la maximum, să ne folosim resursele noastre și cât de cât talent care îl aveam la momentul dat, colegi, conexii, ca să facem un film care ar putea sta în lumea. Ar putea lua și niște premii, ar putea fi văzut de producători mult mai mari. Da, uh-huh. Adică să fie un film. Dar cât e de mare, cât e de lungă acest film? A fost undeva 15 minute. Uh-huh. Deci era un product mică cu bani. Dar foarte profesionistă, vreau să zic. Bravo! Mulțumesc. Foarte profesionist făcut. Eu, de exemplu, poate nu sunt producător de filme și eu, ca să înțeleg cu alt ochi filmul, dar vizual eu aș zice că e foarte bun de Hollywood, de Oscar, știi? Am încercat, de acum publicul singur a decis. Noi am încercat să facem cât de bine am putut la momentul dat. Am avut chiar ca antrenor și actor în film Ramon Martinez, care e unul din cei mai vestiți antrenor de lupte cu sabie, cel vechi, și el tot a jucat în film. De asemenea, o altă actriță care acum crește, Cristina Rambaldi, a jucat cu Alex. Și care a fost urmările la acest film? Nu știu, cineva v-a aplaudat, ați primit un premiu, ceva să... Deci, din păcate, proiectul cu Zorro în Hollywood, așa și nu a luat zborul, cum e și destinul multelor proiecte, adică lumea încearcă să facă, dar dintr-un anumit cum i-a fost, reason, știi, cum spun, da, motiv, nu i-a fost. Dar noi deja, în loc să avem o scenă mică, aveam un film care putea să stăie, on its own, nu știu dacă mă arătați în limba română. Da, dar filmul putem să-l vedem? Proprii. Da, dar filmul unde poate fi vizionat? Era pe Amazon distribuit un timp, dar acum casa de distribuție l-a scos. Poate dacă în viitor o să apară, am să vă dau de știri. Ok. Așa că online nu e nicăieri unde se poate vedea. Dar funcția ta în cadrul acestui proiect, care a fost? Ai fost producător de film sau producător de imagine? Ce ai fost? Am scris scenariul, am regizat, editat, am făcut efectele vizuale și de acum că producător, unde am participat, încă un coleg din Moldova, Valeriu Oprea, cu care vecini am crescut peste stradă unul de altul în Chișinău, tot a ajutat foarte mult ca producător la film, să găsim locații frumoase, în timpul filmărilor, el chiar a și jucat în film. E cu mască, nu se vede față, dar... Da, e acolo. Da, filmul a fost filmat aici, în Statele Unite. Da, a fost în New York, în New Jersey, prin diferite parcuri, păduri, fără permis, adică ne ascundeam, fugeam. Da. Fugite, am înțeles. Foarte frumos. Eu vă zic bravo și mie tare mi-a plăcut. Calitatea e jos pălărie. Nu te tentează, uite, totuși să mergi pe calea aceasta? Pentru că de San Francisco, Hollywood e tare, tare aproape. E o leacă mai la vale aici. O leacă mai la vale, da. Cu timpul, cred că anii trec și unele apar, altele dispar. Acum, sigur, și banii financiari e greu să te... Da, așa proiecte, visuri sunt mari și multe, dar costă mulți bani și trebuie mulți oameni să participe ca calitatea să fie de nivel. Dar în sens că nu te-ai gândit cumva să faci o școală la Hollywood și poate mergea pe acolo, știi, pe lângă producătorii mai mari și te văd? Sau crezi că șansele noastre sunt mici? Cine știe, cu timpul poate să vă deschide ușa. Deci am făcut școala de filme în New York.
Și acolo acolo și l-am cunoscut pe Alex și pe mulți alți colegi. Toate proiectele video, ca și cum au crescut de acolo, de la City College of New York. La moment însă sunt nou aici în California doar de câțiva ani și cum am mutat deodată și totul s-a început și tot ne-au închis în casă. Da, și California e foarte scumpă și deci cred că nu prea ai timp pentru a-ți face lucrurile care tale de suflet, știi? Trebuie să muncești mult ca să faci față la payment-urile, la plățile din California. Și îmi dau seama că nu-i ușor. Alex, o să vorbim și despre visul american, dacă crezi în el și dacă pentru tine s-a împlinit sau un vis care tu l-aveai. Crezi că există visul american? Există un mit a visului, desigur că fiecare o vede și o visează în modul lor. Adică, de obicei, asta lumea o văd din afară, adică succesul care se vede pentru toți alții. Și succesul pentru mine are mai multe. Din plan personal, din plan personal, eu cred că am ajuns la un nivel de succes pentru că am timp și posibilitatea să mă dedic artei și curiozităților mele proprii. Asta. Și deci funcția, asta, jobul eu, care îl ai acum, îți permite chestia asta. Da, adică eu unica la ce pot să am control, că să depun propriul meu efort și să-mi trăiesc visurile mele artistice prin proiectele mele. Dar succes din plan extern, de cum comercial, da, zicem așa, asta nu e sub controlul meu. Adică eu pot să depun efortul, lumea o să mă vadă, nu o să mă vadă, o să-i placă, nu o să-i placă. Asta de cum nu prea depinde. Vreau să-ți spun, eram în Moldova când lucram la o companie ce vindeam traininguri, da, de business. Și participam fiind în echipa de sales, da, vindeam aceste cursuri de business, cum să faci un afacere și tot așa. Tot vineau și Brian Tracy din America a fost și Lauren Suarez, dacă îl cunoști, nu știu, deci mai mulți. Și eu îi ascultam, eu fiind în cadrul companiei, participam la aceste cursuri. Și ei îmi ziceau o chestie care am reținut-o și de fiecare dată, dacă o să deschid o afacere sau ce n-aș face, deci ei au zis, tu poți să ai foarte multe idei, dar dacă le ții la tine în debara, le ții la tine în cameră, nimeni nu o să le știe. Tu trebuie să le publici. Tu trebuie să le faci cât mai văzute de oameni, fiindcă nu se știe de unde sare iepurile și norocul. Știi? Și mie mi-a fost mai greu să-ți găsesc unele informații despre tine. Da, piesele le-am găsit pe YouTube, sunt, dar și parcă aș vrea să fie mai promovate. Deci cred că asta deja vine în partea ta, tu trebuie să-ți promovezi produsul. Fii mai încândrăzneală, fiindcă talentul ai. Și eu chiar mă mândresc cu așa moldoveni și mă bucur foarte mult că te-am cunoscut. Să știi că mămica ta mi-a zis că el este foarte talentat, dar nu vrea să-și pună talentul în valoare, știi, în fața oamenilor, să se laude, de fapt. Dar uite, o să ne permitem noi și o să te laudăm în cadrul podcastului. Mulțumesc pentru oportunitate. Cu drag, Alex. Uite, visul american, tu zici, da, într-adevăr, eu tot cred că este un mit. Ție îți place în America? Sau n-ai avut un control să înțelegi dacă îți place sau nu îți place? Îmi place pentru oportunități, desigur. Nu pot să mă plâng de ceva. Și America, pentru fiecare, fiecare își face America lui. Adică depinde cu care oameni te înconjuresc, în ce domenii, în ce localitate, chiar, de exemplu, trăind în New York, majoritatea timpului acolo era ca un fel de o amestecătură de oameni din toată lumea. Și competiții mari, și oportunități, un mare de idei care circulau în jurul tău. Dar chiar și acolo sunt insulițe mici de oameni care se țin unul lângă altul și gândesc limitat
trăiesc limitat. Adică cât de departe omul poate să vadă cu ochii lui, atât de departe lungă în America. Dacă vezi posibilitatea, dacă vezi visul american, poți să-l pui în acțiune și să-l aduci în realitate. Foarte frumos. Asta cred că e bine în America, că dacă muncești, poți să ajungi. Oportunitățile sunt mari. Da, da. Dar crezi că e... Desigur că cu oportunități, unii sunt multe oportunități acolo și multă lume este. Adică competiția tot e foarte mare și nivelul trebuie să fie foarte înalt ca să ajungi undeva. Adică poți să muncești, dar să nu ajungi la nimic. Foarte corect, Alex. Într-adevăr, poți, deci America e foarte mare și poți să te pierzi în mulțimea asta de și afaceri și talente și toate. Eu am senzația câteodată în Moldova e mult mai ușor să te promovezi. Eu în Moldova așa de mulți influenceri, că eu zic așa de mulți, pentru că nu acum, pentru că ești pe un metru pătrat, sunt mulți și vei, nu vrei să afli unul pe altul în America. Trebuie să fii wow, deci tu trebuie cum, nu știu, să ai noroc sau să faci ceva extrem de inedit ca lumea să te cunoască. Și dar odată ce ai ajuns cumva și te-a aflat, o aflat lumea de tine, deci crești fără să vrei, milioanele de oameni te urmăresc și o să fie alături de tine. Bine punctat. Crezi tu vreodată că ai putea să revii în Moldova? Desigur, nu limitează posibilitatea acestei idei, dar timpul va arăta deja. Dacă s-or deschide ușa acolo sau... Eu, misiunea mea principală este să continu să mă dezvolt ca artist, ca muzician, scriitor deja. Dar, adică să fac ceea ce depinde de mine. Dar șansele care vor apărea sau nu, asta de mult timp o să vede. Vreau să ne spui acum... De, tu fiindcă îi menționai și singur și cânti, și cânti la chitară și ai un canal de YouTube unde îți promovezi produsurile tale care le faci tu, made by Alex Leu, dar între muzică, film, scriitor, care îți place cel mai tare? Nu pot să aleg una. Toate îți plac, da? Că cum copiii mei. Adică tendințele mele creative. Posibil că muzica e cea mai aproape de suflet, pentru că m-am dezvoltat ca persoană, pot spun, dar toate trei au fost valori preluate din familie. Adică, prin exemplu, vedeam că părinții puneau valoare pe muzică, pe carte, pe film. Și asta subconștient a intrat în DNA-ul meu. Da, ADN-ul tău, știi? Da, deci da. N-ai cum să-l scoți de acolo. Vreau să menționăm că tu ai premii care vreau să le spunem. Deci ai luat la filme, da? Tot ce ține de filme, industria filmului. Bronze Palm Award for Best Short Film. Deci în 2016 la Mexican International Film Festival ai luat un premiu. După aia la Indie Gathering Award în 2015. După aia Editor's Pick Award, da? În 2012. Cu ce filme ai mers și ai luat aceste premii? Majoritatea a fost cu Promisiuni, care era un proiect la care multe persoane au participat și ca echipă am promovat acest film la festivaluri. Nu am avut șansa să ne ducem la toate, pentru că din motive financiare, dar filmul a fost arătat în multe țări și deja unde au apreciat filmul, și premii. Alte premii au venit de la spoturi comerciale pe care le-am regizat pentru V8, pentru Clinique, adică o companie de make-up. Am văzut și Doritos, chipsurile Doritos, da, tare am funny. Am participat și la Doritos de două ori la concurs. Dar sunt cât de plătite sunt aceste mici spoturi publicitare? Ele au fost făcute din bugetul propriu,
trimise la concursul, adică lucrările care sunt pe canalul meu video. Sunt mai mult lucrări proprii. Proprii, personale, unele din ele. Cheltuieli financiare proprii, ai bine zis. Da. Am înțeles. Uite, ai menționat un cuvânt care cred că aș vrea să-l discutăm și acum. Spuneai că din motive financiare, când ați venit voi în Statele Unite, cât de greu v-a fost și financiar? Ca familie, fiindcă îmi dau seama, tata avea un post de muncă, dar nu cred că într-atât de mult încât să întrețină doi copii, o soție și în New York. New York e scump. Da, da, nu? Primii trei ani cât poziția era, cât tata lucra la ambasadă, desigur că ne-a fost mai ușor, dar după asta eu deja eram la universitate, sora tot trebuia să intre la universitate. Părind că noi începeam, generația nouă începea să facă primii pași aici, deja au făcut decizia asta grea pentru a lăsa carierele lor și rădăcinile lor din Chișinău și a porni o viață nouă aici pentru a ne... Câte sacrificii, da? Da, pentru a ne ridica pe sora mea, Corina, și pe mine pe picioare. Mm-hmm. Desigur că a fost foarte greu financiar să începem de la zero, aproape că noi, Corina și eu, am început a lucra eu după high school, chiar primul semestru, țin minte, aveam full-time, adică lucram, nu știu cum full-time în română. Toată ziua, da? Da. Aveam lucru toată ziua la o farmacie și în același timp plin program de lecții la universitate. Da. Wow. Adică, desigur că m-au ajutat părinții foarte mult cu achitarea universității. Am avut și un pic bursă, dar pe parcursul anilor încercam și eu să lucrez cât măcar mai ceva mult să te întreții cumva. În domeniu creativ pot achita studiile. Sora, de asemenea, lucra foarte mult. Am înțeles. Dar limba engleză o cunoșteați de acasă? Da, am fost foarte norocoși că părinții au pus valoare pe cunoașterea limbilor străine, dar de asemenea că școlile la care am umblat puneam un accent pe au predat limbile la un nivel internațional, adică iarăși menționez școala Waldorf, la Matei Basarab am învățat limba foarte bine. Și când am venit aici, amândoi, sora și eu, aproape că deodată ne-au... V-ați încadrat. Pus, ne-au încadrat în clase cu studenții americani, cu studenții de aici. Alex, hai să mergem acum mai departe la talentele tale care le ai. Filmul am înțeles și sper foarte mult să mergi în continuare pe producții, dar care deja să aduc și ție un venit, pentru că e costisitor și e puizant atunci când munca nu e răsplătită. Hai să vorbim despre muzică. Tu ai premii muzicale și premii luate și pe muzică, da? Am menționat eu că ai luat pe la premiul locul întâi, atunci când ai fost în Praga, cu în orchestra de acordeon. După aia ai avut Moldova, ai luat locul întâi la concursul național al soliștilor, la fel cu acordeonul. După aia ai luat și Artist Recognition Award, deci la New York în 2005. Tot cu acordeonul în New York sau deja la chitară? Nu, deja ca compozitor. A fost, eram încă la liceu și a fost un concurs pentru compozitori, muzicieni. Eu am vroind să cresc, să-mi pun un challenge, greutăți noi sau scopuri noi. Am compus o piesă pentru o orchestră de strune. Și cu ea am participat la concurs. Dar de ce tu continui cu acordeonul? Acordeonul este un instrument, și chitară, dar acordeonul este un instrument la fel de... Parcă am senzația că nu toți îl pot manevra.
și este atât de valorificat, eu nu știu, eu fiind în, acasă în Moldova, în domeniu cu ceremonii, da, nunți, cu mătrii, de toate, dacă ai acordeon, poți face o nuntă întreagă doar cu acordeonul, dar nu mai ai nevoie de alte instrumente. Deci e foarte e superb acest instrument. De ce nu mergi în continuare și nu-ți faci de pe lângă chitara electronică să mergi cu acordeonul? Am să revin cu timpul. Cu timpul, cu, da, așa. Da, da, da. Da, e foarte frumos instrument și de ce să nu să-mi faci cât mai multe videouri care să prindă la public cu acest instrument? Chitara electronică când ai descoperit-o? Atunci când și trupa de rock a apărut, cred că. Da, în anii ce, cred că aveam 14-15 ani, începeam să fac primii pași în Moldova și am continuat studiile proprii aici în state și de-a lungul anilor am trecut la film în timpul universității. Mai întâi ca compozitor, pe urmă ca inginer de sunet la filme și deja treptat ca regizor. Dar tot simțeam că trebuie să revin la muzică odată și odată. Ți-e dor. Asta e hrana ta de suflet, știi? Odată cu pandemia, fiind închis și nu având posibilitate să colaborez cu mulți oameni, am decis că e timpul să revin la adică la proiecte pe care le pot completa singur, fără... Dar știi, pandemia foarte multe persoane i-a scos din... i-a deschis alte orizonturi și le-a scos din alte din zona de confort. Și au apărut noi proiecte. Cred că a avut și un plus această pandemie, că ne-au închis pe toți în casă. Vecinii trebuie să fie fericiți cu sunetul de chitară, nu? Nu, mai lucrez cu căști. Pereții aici în America am descoperit că sunt foarte subțiri. Da, extrem de subțiri. Ții minte când eram noi mici și uitam la filmele americane și eram șocată când vedeam cum Van Damme trece prin pereți. Zic, măi, cum? Pentru că eu știam că la mine peretele de acasă nu trece nici buldozerul prin ele. Zic, cum mai treci prin pereți? Și când am venit în America am înțeles rapid cum treci prin pereți, pentru că e doar un pavaj, e un carton. Ok. Mergem cu muzica. Vreau să-mi spui ce fi muzică când la chitară. Eu o să postez și deci acum pe fundalul nostru este muzica ta, dar vreau să ne explici tu. La un moment dat mă concentrez asupra melodiilor instrumentale la gitară. Gitara e o pasiune a mea de mulți ani, dar totodată încerc să combin gitara cu orchestră clasică. După cum am spus, am mai scris muzică și pentru filme și încerc să combin tot ce îmi place în muzică, care sper că să le plac și la altor. Foarte frumos. Mi-e tare, adagio, deci niște, nu știu, parcă ai luat o altă filieră, da, a muzicii la chitară electronică. Nu eram obișnuită să ascult astfel de muzică clasică la chitară electronică. Și când cum ai interpretat-o tu și cum o interpretezi tu, deci este unicală. Nu știu, nu există. N-am mai văzut așa interpretare cu chitară electronică. Jos pălăria și bravo! Încerc, care ar fi? Da. Încerc să-mi copii pe nimeni și să cresc în direcția în care singur simt că trebuie să cresc. Adică sunetele pe care le aud în suflet, să le traduc prin instrument, în muzică. Dar care este inspirația ta? Personală din viață, adică folosesc arta ca terapie.
cum spun. Toate emoțiile care se adună și s-au adunat, amintiri, memorii, asta mă inspiră. Dar totodată combinat și cu lucru. Adică nu încerc să mă atârn de artă ca ceva care nu e concret, adică să aștept inspirația să vie, dar prin muncă. Prin muncă, am înțeles. Inspirația vine în timpul muncii. Frumos. Hai spune-ne acum și despre cărți. Cum ai decis să faci chestia asta? Deci eu le-am văzut toate cărțile care le-ai scris tu, care sunt și pe Amazon și le puteți procura de pe Amazon. Povestește-ne. De unde vine inspirația? Și ești axat și pe science fiction. Pe ficțiunea science fiction. Pe ficțiunea... General science fiction. Da. Lucrând în filme, adică și observând limitele producțiilor, ce putem face cu resursele mele și a colegilor, desigur că ca scenarist idei erau permanent foarte multe și mari și când te observi ce produce, visuri sunt mari și costisitoare, dar limitele noastre ne limitau la proiecte mai simple, dramatice. Da. Nu am vrut să limitez imaginația numai la proiectele în film pe care le putem filma chiar cu adevărat. Și am decis să scriu cărți, ca să dau viață ideilor care erau poate prea scumpe de traduce în film. Deci, dar cu scopul că poate cândva va fi materializat și în film. Posibil. Cam asta ar fi. Da. Cărțile care sunt pe Amazon acum e o serie de istorioare care se întâmplă în aceeași lume, în viitor, unde tehnologiile cu inteligența artificială au creat o lume unde oamenii sunt cazei, dar... Și tu crezi în asta? Crezi că asta e într-adevăr viitorul? E un viitor, o variantă de posibilitate. Eu acum privind și ascultând știrile, vizionând ce se întâmplă în lume, am senzația că inteligența artificială e chiar aici, în spatele casei deja. Nu știu dacă ai văzut unde postat un video pe Facebook cum președintele Joe Biden spune un mesaj că pentru români, dar mesajul este trucat, deci nu el a zis asta. Nu l-am văzut. Dar e o glumă, e o farsă. Și într-adevăr vorbești despre leul românesc, deci e o prostie, nu e un mesaj. Dar e atât de real și chiar mă pune în gardă ceea ce se întâmplă în inteligența artificială și parcă nu știu dacă sunt gata și nu aș vrea să evolueze atât de mult lumea. Aș vrea să mă întorc înapoi la tot și la copilăriile noastre, la viața care o ducea mai simplă și mai cu puține telefoane în jurul nostru și tehnologii. Uităm să comunicăm unul cu altul atunci când avem telefoanele în mână. Și nu știu, care este opinia ta? Poate eu așa cred, dar tu ce zici? Tehnologia, desigur, se dezvoltă cu mult mai rapid ca înainte, dar fiecare generație se adaptează la noi tehnologii. Putem să gândim că da, era mai bine înainte, mai ușor, ce știam și cu ce ne-am deprins, limitele pe care le știam, fiecare oportunitate pentru dezvoltare are și pozitive și negative. De acum, timpul o să arăte unde o să ajungem cu aceste tehnologii. Într-adevăr, timpul o să ne arate. Da. Spune-ne acum, care carte din toate cărțile, sau câte cărți ai scris? Sunt 10. Adică unele sunt mici, unele sunt novelete. Nu am ajuns până la roman mare. Tot a fost ca o încercare. Amazon a făcut posibil ca oamenii să-și poată publice istoriile lor fără de casele mari, de publicații.
Da, da, da. Uh-huh. Și am încercat, ca și cum YouTube dă oportunitate oamenilor să-și publice video-uri, de asemenea Amazon a permis cu cărțile. Uh-huh. Și care din aceste 10 cărți o simți tu mai aproape sau ai vrea tu să ajungă un film? Toate, desigur că toate de dat. Am înțeles. Prima, adică ar putea deveni un Skin 2.0. Primul episod din seria de cărți de science fiction ar putea deveni. Dar fiecare carte, deși se întâmplă în aceeași lume, urmărește un nou personaj cu noi situații și noi probleme în aceeași lume. Adică fiecare episod ar putea deveni. În mod ideal ar fi poate un serial limitat cu fiecare episod care urmărește un personaj nou, ca și cum cărți. De ce nu? Sperăm că o să fie așa și o să publice da. O să găsești echipa cu care o să lucrați și o să faceți și un serial pentru aceste cărți. Alexandru, am vorbit despre muzică, filme, cărți și vreau acum să ne spui care ar fi un proiect de viitor sau ai tu cumva un scop? Ce urmărești tu după toată această muncă care ai depus-o până acum? Scopul meu, în primul rând, e să cresc ca artist, ca profesional. Eu să fiu fericit de producție, desigur, de nivel, să nu mai dezamăgească pe mine, în primul rând. Dar ce depinde de succes comercial, aș vrea să muzica mea să atingă multă lume, cărțile, desigur, și poate am să revin și la film când va fi timp potrivit și când oportunitățile vor să apară. Dar pe lângă YouTube, muzica ta, unde o mai pun, o mai pui să răsune? Deci, pe lângă canalul meu pe YouTube, muzica este sub numele Alexandru Leu pe Spotify, pe iTunes, Amazon Music și multe alte platforme online, digitale, unde oamenii pot asculta muzica. Dar orice piesă am, chiar mai multe piese sunt pe canalul meu de YouTube. Că unele n-ai încercat și la unele localuri care, uite, cu așa generic, să adică mergi? Live? Să... Da. Până ce nu, dar poate când se va aduna mult material, am să încerc și asta. Dau un concert live aici, prin Mahala. Prin Mahala. Da. Succes! Îți dorim chiar mult succes! Dar uite, pe lângă succesul care îți dă tot ce ai în jur, crezi tu și în... Deci tu ai nevoie de un suport al unui om de lângă tine. Ești căsătorit, urmează-ți căsătorești, ești în căutare, să știi fetele când or să te vadă. Fetele cochetele. Fetele cochetele. Sunt căsătorit la moment. Desigur că asta e un element foarte important, susținerea partenerului și familiei cu tendințele creative. Da, pentru că asta necesită foarte mult timp în afară lucrului, că de zi de zi arta necesită timp și sacrificii din punct de vedere a vieții personale și faptul că sunt susținut contează foarte mult. Exact. Mă bucur. Și soția ta este cumva și ea din domeniul artei sau nu? Are și ea tendințe creative. Iată, în spatele meu un tablou pictat de soție. Frumos.
Deci am înțeles că ambii. Cu artă vizuală, cu desenă. Da. Avem amândoi hobby, cum se spune, și ne lăsăm să ne recuperăm energia sufletească și pe urmă venim unul la altul cu emoții noi pozitive. Corect. E foarte bine atunci când sunt perechea sunt pe aceeași undă, știi? Și asta e, cred că e secretul unei relații longevive. Spune-ne acum despre, vreau să vorbim despre America și despre comunitatea de moldoveni din America. Ești implicat sau nu prea în tot ce ține de diaspora moldovenilor și românilor în America? Nu prea am fost implicat sau nu am participat. Mai mult aud din faptul, din motivul că eram permanent ocupat sau cu educație sau cu lucrul. Uh-huh. Alte motive, desigur, că poate eu m-am adaptat mai mult printre americani și nu atât prin moldoveni sau că eram departe. De asemenea, mulțumesc dumneavoastră pentru că ne arătați unul la altul că nu suntem singuri aici în America, că mai sunt, exact. Mai sunt de-ai noștri. Sunt mulți și toți talentați și fiecare are istoria sa în spate, de-aia și am decis să fac un, nu știu, un canal unde de promovare sau de cumva să ne audă media, da? Să ne audă oamenii că suntem mulți aici, toți talentați, toți cu o istorie în spate și aș vrea să fim mai uniți, știi? De ce să nu ne lăudăm noi cu ai noștri în America? De ce nu? Pentru că chiar se merită. Dar americanii ce zic? Americanii ce zic de munca ta, de muzica ta, de toate producțiile tale? Le place? Până ce am avut șansa să mă evidențiez printre ei, desigur că, după cum am spus, chiar de la începutul universității, primul semestru lucram la o farmacie și învățam, dar după asta am spus că nu, mă concentrez să mă ridic în domeniul carierei, dar nu pur și simplu pentru bani. Și am avut șansa și posibilitatea cu timpul învățăturii să cresc profesional, mai întâi cu filmările, cu muzica, cu sunetul de-a lungul anilor și mereu aveam de lucru, dacă vroiam și dacă aveam timp. Super, deci financiar te-ai descurcat și te descurci, da. Dacă să am înțeles. Vreau să ne spui acum părinții tăi. Ei ce zic? Dacă sunt bucuroși și mândru de voi, unde ați ajuns acum? Ei, desigur că sunt cei mai... După postările mamei tale pe Facebook, sigur, sigur se mândrește, da? Cei mai mari fani și susținători de-a lungul anilor, fără ei nu ar fi fost să ajungă nicăieri. Pentru că numai prin dragoste și răbdare, susținerea lor... Dacă am cu ce să mă laud, asta dă tine. Într-adevăr. Și, dar uite, nu ai vrea să te duci înapoi în New York sau mai bine, mai tare îți place în San Francisco, California? Acum sunt stabilit aici nu atât cu lucru, cât cu familia mai mult. Viața. Lucrul meu e online, remote, pot să lucrez de unde sunt, dar soția e stabilită aici. Desigur că timpul trece și aș vrea să fim mai aproape de părinți, de familie, dar viața ne împrăște, noi putem să ne facem planuri, dar viața de cum are... Dar vezi cum joacă soarta. Părinții au lăsat Moldova și tot ce aveau acolo pentru noi și au venit în New York, la care din New York, deci noi ne luăm zborul, da? În alte părți. Într-adevăr, nu avem cum opri acest circuit și asta e soarta, cred eu, și măcar bine că avem posibilitatea să ne mai vedem mai des pe internet și să fim cât de cât, să ne vizităm imaginea, chipul, să-l vedem. Vreau să-ți fac un compliment. După 20 de ani de America, foarte bine vorbești în limba română, deci nu ai uitat-o și cu toate că ai fost mai mult printre americani. Care este secretul? Mulțumesc! Este greu să comunic, de acum cuvintele și ideile încep în engleză. În engleză?
Translate. Încerc să le traduc în română. Comunichez cu familia, desigur. Părinții, mai mult cu sora vorbești în română. Sora, da, mai vorbim și moldovenește o leacă. Și românește. Dar tu păstrezi tradițiile noastre de acasă? Spre exemplu, nu știu, oul roșu la Paște sau ziua limbii române sau, știi, tradițiile, sărbătorile. Încercăm să menținem tradițiile. Cu soție sărbătorim Paștele de două ori. Odată... Catolic și odată, da. Da, și odată ortodox. Crăciunul, anul nou, desigur că încercăm să ne întâlnim cu familia de fiecare dată când avem șansa. Dar... cum simt că limba, din păcat, limba românească ca muzica, dacă nu practici mult, se uită. Se uită. Da. Dar mulțumesc dumneavoastră pentru oportunitatea de a vorbi în română, da? Desigur. E cu drag, mare drag, Alexandru. Copiii, crezi tu, sau o să-l optezi pentru a învăța, să zicem, copiii voștri în limba română? Să învețe limba română? Da, desigur. Știi, sunt părinți moldoveni de-ai noștri care nu sunt exigenți la chestia asta. Ei chiar vorbesc în limba engleză cu copiii lor. Măcar puțin, dar când de asta va știi, fi da? Șansa să devenim părinți. Cred că bunica acolo o să deschidă grădinița atunci când o să fie nevoie, da? Bunica desigur, o să aibă grijă ca nepoței să cunoască limba română. Alexandru, foarte, eu mă mândresc enorm de mult că te cunosc și sper mult oamenii astăzi în acest podcast să audă și se vadă, pentru că noi tot pe parcursul podcastului publicăm și muzica ta și filmele, producțiile. Ai fost cumva implicat și în proiectele de voluntariat filantropice cu CUNY, da? Care cu Coaliția de Persoane cu Dizabilități. Și mie tare mi-au plăcut producțiile care le-ai făcut și cred că i-a încurajat și pe aceste persoane să fie mult, să se încadreze în societate prin aceste producții. Și bravo ție pentru munca depusă. Și stare mult, sper, în viitor să ajungi acolo unde tu îți dorești și să auzim peste tot la Hollywood, Alex Leu Production, știi? Tare sper să auzim chestia asta. Mulțumesc mult! Dar de ce crezi tu că oamenii ar trebui să privească acest podcast? E o metodă de a ne împărtăși cu lecțiile, greșelile, ideile noastre, adică prin informație, prin împărtășenie ideilor, ne învățăm pe experiență altora și poate ne ridicăm mai sus. E foarte important. Da, de ce vă mulțumesc încă o dată, pentru că ne arătați moldovenilor de aici și din alte țări că nu suntem singuri, că este o comunitate, că fiecare se luptă poate cu acele probleme și dacă ne mai comunicăm mai mult între noi, găsim soluții și conexiuni, să ieșim din greutăți, să ne atingem visul american sau personal mai rapid, împreună decât singuri. Exact. Cu oameni se întâmplă lucruri, se fac lucruri, știi? Și noi trebuie să fim uniți cu toții. Ai menționat o chestie care greșeli. Ai cumva tu unele greșeli făcute în viață, care poate îți pare rău că le-ai făcut și te-a stopat? Sau ai ceva care ai vrea să schimbi la tine? Nu pot să mă uit la greșelile mele negative, pentru că fiecare din ele a fost o lecție pe care trebuia să o învăț ca să mă mut, ca să trec la treapta următoare. E ușor să mă uit în trecut și să văd că nu mi-a plăcut ce, n-am procedat într-un mod anumit în situația aceea, dar dacă le învăț și procedez mai bine data viitoare când sunt întâmpinat cu aceleși situații, atunci am învățat lecția. Dacă nu am învățat-o, o să le repet, desigur că. Probabil că faptul că sunt activ în mai multe domenii și am intrat într-o anumită direcție de cursul anilor,
mă limitează un pic. Asta e greu. În direcție, faci toată odată, în progres. Dar nu pot spun că pur și simplu m-aș fi limitat. Deci toate direcțiile astea pe care le încerc, creativitate, ele au fost necesare pentru dezvoltarea mea ca persoană, ca creator. Uh-huh. Dacă m-aș fi limitat, aș fi trăit cu visuri neîncercate, grete, că nu am făcut ce. Adică trăiesc viața așa cum pot să trăiesc, uitându-mă înainte. E ușor să observi. Și da, uite, un sfat. Observi drumul uitându-te înapoi. Da, corect. Dar un sfat pentru cei care poate vin acum în America și sunt și ei cumva compozitori, artiști, instrumentiști. Ce le dau un sfat? Spre exemplu, mulți se pierd în America și uită de dragostea lor, de hrana lor de suflet, da? Și da. Se angajează în post în câmpul muncii pentru a căpăta un ban ca să supraviețuiască. Ce sfat le-ai dat lor? Să nu uite, să nu-și, cum spun, îngroape creativitatea lor. Banul e important, desigur că e important să-ți asiguri survival. Da, supraviețuirea. Supraviețuirea financiară a ta sau mai ales dacă ai familie, persoane care depind de tine. Dar ceea ce vine de la suflet, mai ales dacă persoana are tendințe creative, e foarte important de a le menține, de a le da când în când. Exact. Asta face mai ușor și trăirea vieții, pentru că prin artă noi procesăm emoții pozitive, negative. Arta nu judecă. În artă poți să pui și cel mai rău, dar lumea ce primește de la asta e foarte pozitiv. Deci, de a găsi timp. Eu personal mi-am pus scop că dacă eu mă consider ca o persoană creativă, atunci o să găsești pentru timpul. Mine cel mai important e de a găsi, de a face creația o prioritate. Să nu aștept că nu o să apară timp, dar să fac timp pentru asta. Chiar dacă am serviciu în fiecare zi, ritualul meu e de a crea măcar un pic, ca să mențin prin munca făcut constantă și corect, constant când faci ceva, deci rezultatele la sigur o să vină într-o zi. Alexandru, suntem pe final de podcast. Eu sper foarte mult că ai reușit să-ți pui toate, nu știu, dorințele și eu sper lumea să te cunoască, pentru că chiar admir munca care o faci. Bravo, succes în continuare! Mulțumesc pentru apreciere, pentru invitație. Un mesaj diasporei noastre în America de Nord. Un salut! Sau unde să te privească? De ce să te privească? Mă puteți găsi pe YouTube, dacă căutați Alexandru Leu, pe Spotify, pe iTunes, cărțile le-am pe Amazon sau Barnes & Nobles, tot pe iTunes, sub numele Alex Leu. Dacă sunteți interesați în muzică sau în cărți science fiction, mi-a face mare plăcere să vă aud opiniile, criticile. Deci ești deschis la o colaborare. Desigur, desigur. Permanent. Alex, îți mulțumesc din suflet pentru mesajul tău, deschiderea inimii tale și să-mi spui viața voastră care ați trăit-o venind în America, tu la 18 ani, sora la 13 ani, părinții care au lăsat totul în spate și au lăsat Moldova. A venit în 2003, pe atunci când eu visam cândva să vin în America, dar nu m-am gândit că o să se întâmple chestia asta. Și 2003 parcă pentru mine că era, deci cu mulți ani în urmă ați venit în America. Și bravo vouă pentru că optați, luptați în continuare și nu uitați de fapt rădăcinile voastre. Asta cred că e cel mai important. Și îți doresc succes în continuare. Mulțumesc mult și dumneavoastră de asemenea.
Vă reamintesc că alături de mine a fost Alexandru Leu, compozitor, inginer de sunet, scriitor, editor video sau regizor de film. Eu sunt Nina Cerescu și vă mulțumesc pentru susținere. Vă invit să puneți like și share și să nu uitați în ultimul rând să apăsați pe clopoțelul de mai jos ca să fiți abonați la canalul meu de YouTube. Astfel veți fi primii notificați când va apărea o nouă discuție de suflet. Jos pălăria pentru diaspora!